cumva ce noi am crezut că este un program la început de cercetare și creație de vacanță, s-a transformat în numai puțin de 3 ani într-un program de cercetare și practic de 3 ani de zile el funcționează ca cu adevărat ca un program de cercetare, crescând din ce în ce mai tare. Lucrez cu oameni vii care au sentimente și mai mult decât atât lucrez cu sentimentele lor. Vrem să demantelăm stereotipii. Da, e greu, e greu. Dar se poate. Nu mi-e frică. Nu e nici simplu, nici așa în sensul ăla de facil. Vreau să își găsească o formă de libertate înscris, dacă se poate. Îmi place, cred că dacă nu mi-ar plăcea să scriu, nu aș mai face, că dacă nu faci cu plăcere, n-are sens. Dramaturgia dă seama despre cum arată o societate într-un anume moment. Vreau sinceritate, pentru că altfel nu cred că aș ajunge acolo unde vreau. Creație înseamnă dezvoltarea capacității omului de a-și câștiga libertatea. Ideea a pornit de mult în 2004, de asta suntem la a 6-a ediție, fără pauză, cu disciplină, în fiecare an, între 1 și 10, eventual 11 august. Ideea a pornit de la un grupuleț mititel, eram noi doi profesori amândoi la Facultatea de Teatru și Televiziune, eu și colegul meu, Cristian Buricean din Arcic. Era un soi de reacție consistentă de ani de zile la o estetică de mainstream bazată pe o poetică foarte sofisticată și foarte culturală. Foarte academică, dar în sensul în care experimentul a devenit o formă de academism. Între timp a venit și Raluca Sas Marinescu împreună cu noi în grup, deja e de 4 ani. Ea fiind gata convinsă, pentru că ea a fost unul dintre primii studenți de la teatrologia de la Cluj, care a zis, viața mea e asta. Da, mi-am luat în spate rucsacul, am lucrat câțiva ani în tot felul de teatre și m-am cam săturat de instituțiile de stat care pun granițe. N-am reușit decât parțial să mă dezvolt pe partea artistică, aia la care țin eu cel mai tare, respectiv să-mi exercit munca de dramaturg. M-am luptat cu foarte multe preconcepții, în principal preconcepțiile regizorilor care spuneau, domnule, eu sunt stare să-mi tai textul singur, n-am nevoie de tine lângă mine. Pe de o parte, pe de altă parte, mă lupt în continuare cu impunerea dramaturgiei contemporane pe piață, pentru că, și-am mai spus asta de câte ori am avut ocazia și o să o mai fac, cred că un teatru care nu montează ceea ce se scrie la ora actuală pe piață își neagă istoria, propria istorie și nu are cum să-și o scrie. În timp, în 6 ani de zile, am reușit să structurăm o metodologie de lucru pe care o tot schimbăm în funcție și de temă și de compoziția grupului de cercetare, pentru că oamenii cresc, locuiesc în grup, pleacă către treburile lor în altă parte sau nu mai sunt interesați după un timp, alții sunt foarte interesați și rămân, se schimbă generațiile. Îmi plăcea mult fotografia, dar nu vreau să mă limitez doar la asta și sunt cinefil și mă gândeam că ar fi mi-ar plăcea mult să fac ceva din pasiunea asta mea pentru fotografie, film. Să construiesc cariera pe baza pasiunii mele. Îmi place foarte mult echipa, suntem mai mult de jumătate, am socotit noi față de cei de anul trecut. Avem tot confortul necesar la căminul UAT,
tot ce avem nevoie de la Teatru 74, subiect se găsesc în Târgu Mureș, e grozav, cam tot ce ne trebuie cum am putut să găsim la Târgu Mureș. Știam despre programul Dramaturgia Cotidianului, m-a interesat foarte mult fenomenul și evident, curiozitatea m-a împins, plus că știam că e un pas în plus spre, mă rog, începeam workshop-urile de dramaturgie mai dinainte decât cursurile și atunci am zis că e un pas în plus. Plecând de la investigația de teren și de la materialele de presă scrise, interviuri, reportaje, anchete, să găsească subiecte, povești, și să le transforme într-un fel sau altul în reportaje video, în portrete de personaj, în scanări de fenomen, documentar și în piese de teatru. Și în piese de teatru s-au produs chiar și scenarii de film. Îi învăț să se exploreze pe ei înșiși, încerc să îi învăț să scrie despre lucrurile care îi dor. Nu vreau să fac super scriitor din ei, nu vreau să fac super dramaturgi din ei. Am avut mai multe tematici și mi-am ales cea despre imaginea oamenilor. Am făcut o serie de fotografii cu oameni cu diferite stiluri și locuri și pe lângă asta am făcut și două scurtmetraje, unul mai experimental și unul cu o poveste și un scenariu în spate. Tema noastră de cercetare, pe care am avut-o eu împreună cu doi colegi, era în legătură cu imaginea tinerilor de azi, adică cum se îmbracă, de unde își iau hainele, cât cheltuiesc și cum, ce transmit ei prin modul în care se îmbracă, așa că și consider că n-a fost, bine, nu ne-am limitat doar la chestiile de exterior. Nu cred că m-a marcat vreunul, doar că am fost surprinsă să văd că există un fel de tipologie pe care merg tinerii de astăzi, în modul în care se îmbracă. În general, despre ce mă apasă pe mine, adică nu în totalitate într-un text o să fiu eu, evident. Găsesc o anumită temă care mă interesează și îi creez un context ca să o dezvolt și ca să arăt ceea ce mă interesează. De foarte multe ori lucrez așa pe detalii, dar în cazul de față se potrivea cumva, urmăream chestia asta să luăm niște bucăți din viața reală, am filmat niște chestii reale și le-am amestecat cumva cu niște scene regizate și am încercat să transmitem un anume mesaj foarte interpretabil de la persoană la persoană. La început am personajele în cap foarte schițate și după aceea încep să lucrez pe fiecare și am replicile. Replica e foarte importantă, mi se pare. Trebuie să văd exact un om cum vorbește, trebuie să știu care e background-ul lui, de unde vine, ce a făcut înainte, ca să-i justific astfel comportamentul din prezent. Și după aceea, când mi-am legat personajele, pot să-i fac să vorbească, să interacționeze și de aici devine mai simplu. Aduci pe scenă ceva ce te atinge pe tine, dar în permanență te raportezi și la alții, în sensul că tema pe care vrei tu să o arăți, nu o prezinți exact cum se întâmplă în viața de zi cu tine, adică nu aceeași acțiune. Ceea ce mă intrigă, pun în alt context în care se regăsească și publicul. Adică nu scriu chiar numai ce mă frământă pe mine. Pornește de la mine, dar înspre exterior. Pentru că trebuie să mă raportez mereu la un public. Nu sunt singură, nu fac proză, știi? Ne-am străduit, ne-am bătut cât am putut să începem să producem. Adică să trecem de la faza în care deja ne cunoaște toată lumea, că ieșim după tabără cu producția scrisă din tot anul respectiv, într-un supliment de manifest, între timp am scos și o carte. Și să vedem teatru așa cum e teatru. Teatru adevărat e de scântură. Uneori am descoperit că, mai ales când ne-am apucat de tema asta, ne-am descoperit propriile prejudecăți.
în pofida faptului că oamenii care cercetau făceau parte din aceeași generație sau poate tocmai din pricina asta, pentru că au calculat greșit distanța, am calculat cu toții greșit distanța în raport cu subiectul și cu tema mare. În primul an la Târgu Jiu am descoperit că jumătate din ipotezele noastre de lucru erau greșite. Ceea ce a fost extrem de interesant și șocant și chiar dramatic la momentul dat pentru unii dintre membrii echipei. Pe de altă parte și entuziasmant, pentru că eu cred că în materie de cercetare și de creație, orice act de creație fiind atunci când e adevărat un act măcar de autoscopie foarte profundă, deci unul de cercetare. Sincer, cred că dacă îți imaginezi vreodată că ce ai băgat în cutiuța de input, nu, aia de ipoteză de lucru, o să-ți și dea chifteluța care iese la capătul mașinăriei așa cum ți-ai imaginat tu, aia mai e cercetare, adică aia e un pat al lui Procust. Bine, uite, și ultimul text, am surprins cumva diferența asta dintre aparență și esență, ca să zic, știi? Adică sunt niște oameni care vor să pară cumva și după aceea, în spatele cuvintelor lor, e o altă intenție care e mult departe față de ceea ce pare la prima vedere. Cred că oarecum cu asta asta a rămas din ce am descoperit și vorbim cu tinerii de astăzi. Un dramaturg veritabil stă la scenă, adică lucrează cu regizorul, că un dramaturg nu poate să facă totul și trebuie să accepte și părerea regizorului, asta ca și relație. Și încă ceva, că nu trebuie să ne izolăm. Nu știu, eram obișnuit să fiu eu regizorul, dar în cazul de față, nu știu, avem cam aceleași viziuni, eu și Diana, regizoarea cu care am lucrat. Am lucrat bine și eram mulțumit de ce vrea ea și cumva cam așa aș fi vrut și eu. Bine, poate mici diferențe, dar făceam un compromis. Un anume tip de încăpățânare și de credință poate da produse viabile. Am prins încredere în noi, că am început să convingem oamenii că nu ne jucăm doar. Da, da, și am nevoie de asta. Tabăra le oferă și o oarecare zonă de libertate, chiar dacă e o libertate controlată. Vreau să lucrez cu regizor și vreau să văd și o viziune suprapusă asupra celei pe care am gândit-o eu. E și nevoie de autori noi și de... Adică am și treaba asta, că suntem tineri și vedem lucrurile cum sunt acum. Cu cât ești mai apropiat de un context, cu atâta poți să scrii mai bine despre el. Cumva mă bucur că și alții apreciază munca mea. Mă bucur de chestia asta, clar. Au avut și proiectele lor individuale, lucru care pe mine mă bucură foarte tare, că la un moment dat au spus, domnule, dar eu vreau să fac și aia, vreau să fac și cealaltă, că atare există personalitate. Plus că am spart cu chestia asta, zicea Nicu de anul trecut, am spart mitul ăla stupid că fiecare universitate vocațională o urăște pe aia altă. Bine, da, nu sunt foarte, nu pot să spun exact, dar o să încerc asta cu dramaturgia și după aceea o să văd. Nu știu, vreau să mă specializez așa bine pe imagine și mi-ar plăcea să lucrez pe film, director de imagine. Da, undeva unde se face film bine, deci nu ceva mediocru, la asta visez eu. Da, tot ce scriu vreau să văd montat. Creație înseamnă dezvoltarea capacității omului de a-și câștiga libertatea.